În cursul zilei de luni 11 iulie, președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea prin care marile magazine sunt obligate să comercializeze produse românești în proporție de 51%. Deputatul nemțean Ioan Munteanu, membru al Comisiei de Agricultură, susține că legea a fost elaborată de fapt în 2009, în această legislatură suferind doar unele modificări menite să o armonizeze cu prevederile legislației europene. Este de 2009, doamnă profesoară, doar acum a suportat o modificare. Problema este alta. Mulți așteptau ca președintele țării să retrimită legea în Parlament sau să o atace la Curtea Constituțională. Iată că nu s-a întâmplat așa, pentru că și președintele, ca și alți români, au înțeles că suntem obligați, ținând cont de cumpărător care este român, să promovăm un produs românesc care vă asigur că este de o calitate mult superioară a tot ceea ce mâncăm importat și, de același timp, să întreținem și business-urile românești. De altfel, nu știu ce mai produce România, ce produs românesc mai e astăzi în țară, în afară de ceea ce înseamnă agricultură. În condițiile în care în economia românească nu mai există produse autohtone, această lege vine, în opinia deputatului, să susțină agricultura, singurul sector care mai poate produce. Acesta susține că marile nemulțumiri la adresa legii vin de la comercianți care tot o critică, dar asta numai din cauza faptului că actul normativ vine în sprijinul producătorilor români. Mai sunt acționari români de la industrie sau de la altceva? Nu cred. Iată că asta îi deranjează pe foarte mult. Cine este acum să atace această lege 321? Deci cei nemulțumiți sunt? Cine sunt nemulțumiți? Cei care desfac ca stăpâne cele mai de produse comerciale alimentare din țara noastră. Marketul, supermarketul, retailerii. Deci acești oameni sunt nemulțumiți. E posibil să fie și câteva dereglări. Respectiv la achitarea facturilor doar în maximul 7 zile și nu știu ce. Lucrurile se vor clarifica între producător și comerciant. Dar cel mai important lucru din legea aceasta e că în Comisia pentru Agricultură de la Camera Deputaților am eliminat toate comisioanele care se ridicau în marketuri. Deputatul nemțean Ioan Munteanu susține că producătorii autohtoni erau obligați să achite comisioane de 25% până la 30% din valoarea produselor pentru a putea ajunge în rafturile marilor magazine care desfac de regulă doar produse de import. Știți la cât se ridicau? Variau între marketuri de peste țări între 25% și 32%. Așadar, un producător nu mai rămânea cu niciun leu profit. Întrebarea este dacă poate la ora aceasta industrie, agricultura românească să asigure necesarul de producție românească, mai ales pe timpul iernii. Da, dar de asta și să se spune acolo că vor apărea norme, pentru că vor fi câteva lucruri delicate, mai ales în ceea ce înseamnă legume și fructe, nu carne. Legume și fructe, atât, acolo e problema iarna. Nu la lapte sau la carne. Problema e că normele vor stabili cum să procedează în acea perioadă. Adică o să dea o dezlegare lanțurilor de magazine să-i poate cantități nu de 50%, deci până mergând la cât e nevoie. Legea a fost reexaminată și adoptată în Parlament în 8 iunie. Actul normativ obligă marile magazine să desfacă produse alimentare, carne, lactate, fructe și legume din producție românească în proporție de 51%, introducând termenul de lanț scurt de aprovizionare și eliminând termenul de produse românești pentru a evita sancțiunile Uniunii Europene. În felul acesta, fermierii români scapă de concurența neloială cu produsele importate din Orient. Specialiștii din Ministerul Agriculturii sunt obligați să elaboreze normele
normele de aplicare a legii care vor lămuri și ceea ce înseamnă lanț scurt de aprovizionare care va permite aprovizionarea din statele vecine. Deputatul Ioan Munteanu susține că în cazul legumelor și fructelor baremul de 51% este valabil doar în sezon, în restul anului putând fi importate din orice altă țară. Sunt exceptate de lege doar fructele exotice. Legea elimină în mare parte intermediarii. Tot prin normele de aplicare vor fi clarificate și situațiile punctuale de alimente care vor putea fi aduse din import. Tot prin normele de aplicare se va stabili care instituții se vor ocupa de controlul aplicării acestei legi.